Mă duc să-l iau pe fratele meu de acasă, Johnny B, prințul Moldovei. Vamos! Mergem să ne antrenăm? Orale. Ce zici, mă, frate? Pe relax? Ce zici, ești pe cameră. Un pic așa, un pic așa la prințul antrenament. Moldovei, prințul Moldovei pe cameră. Un pic la antrenament. Hai la joacă, hai. Am ajuns aici la parcul ăsta de la Rondou. Mișto, mișto aici. Pe platou. Da, mai mișto rău afară. E cald. Sper să vină primăvara asta odată. Adică nu așteptăm. Suntem aici cu toții, în parcul de la Rondou. Iau ce frumos e afară. La joacă. Păi da, am ieșit și eu un pic afară. Mi-am luat și eu un pic de timp liber din concediu pe viață. Să facem și noi o joacă corectă, o joacă dreaptă. Sunt aici cu fratele meu, Johnny B, prințul Moldovei. Omul e talent la joacă cu piciorul, cu mingea. Tenis, da? Cu piciorul, fotbal, tenis. Și a ajuns la... la lotul național, pe scurt. Așa, padbol. Padbol, dacă nu știi ce înseamnă, este un joc în cușcă, tenis de picior în cușcă. Ia să pun un videoclip acum să vedeți. Servește Franța și Balaban poate aduce punctul, nu? Minge ținută în teren de francezi, dar vine voleul negruțător al lui Ionuț Balaban. Ușor, ușor, jucătorii echipei României. Tabela rămâne 40-0, acum se modifică. 40-15. Excelent, Balaban punctează. A treilea game pentru echipa noastră. Ați văzut? Asta e joaca. Deci omul a fost în Uruguay, Argentina, Spania, Italia, peste tot. Așa? Jocul ăsta a început din 2008, joaca în cușcă. În Argentina. Din Argentina e venit, dar noi jucăm și cu pumnii, da? Așa, mai avem și o pasiune, boxul. Început acum cred că vreo 20 de ani. Ne antrenăm serios de fiecare dată. De când am început și prințul. Bine, și prințul e început de acum 25 de ani. Distracția. Păi da. Fiecare. I wake up every minute with a fever dreams. I push a mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision, I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python. Grab what I like real fast, choke until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want and I see, matter of fact. I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. Hai, și încă o dată. Așa, acum.
Deci pam 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 pam. Hai și așa, acolo, acolo, așa. Hai, ultima serie. Vino mai încoa. Și de aici, hai și... De aici, așa, și, și, hai. Și, hai. Aici, 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 pe. Hai, e bine, e bine. Mă dor cu atâta, mă, știi? Băi, noi ca să nu vă plictisim, am făcut filmare mai puțină. Și am antrenat mai mult. Hai. Gata bă, ziua de azi, nu? Așa ca pe final, vreau să vă spun, dacă vreți să faceți și voi un ban cinstit, un ban corect, drept, jucăm un tenis de picior, bine, Johnny B, prințul Moldovei, stângul fermecat. Vă arată băiatul cum stă treaba cu mingea. Vă joacă cum vreți voi. Și câștigați și voi un ban. Ați înțeles? Mai în glumă, mai în serios. Așa? Veniți și ne luați banii. Mai facem câteva flotări și o întindem. Faci grasul, faci grasul acum. Mă chinui talentul. Hai. Vă pupă Ciru, avem treabă de făcut. Suntem în concediu pe viață. Da, mă, nu, am glumit. Trebuie să faci și noi un șpriț. Gata, ne îndreptăm spre casă. S-a lăsat seara de acum. Ne-am transpirat și nu vrem să răcim. Spun ăștia că avem gripa aia, răceala aia, să nu-i dăm nume. Da, mă, frumos în parcul ăsta aici la ultimul leu. Noi venim aici în fiecare miercuri, da. Stăm vreo 2-3 ore și cam asta e. Cam asta e, numai că azi e joi. E bine, Cirule, ia să vedem după antrenament cum pornește tancul ăsta. Hai să vă arăt cum pornește la talent. Tancul sovietic. Aici am imaginat un buton. Da? Dăm un pic așa în dreapta. Ba, dacă nu era chestia asta aici, bobina asta, la fire. Ai înțeles? La fire. Ciru Talentovici. Până aici ai plătit, frate. Adeus. Ne auzim. Hai că ai transpirat și ai să răcești. Buen antrenamento. Hai. Ne auzim. Adeus. Ne auzim mai târziu. Baftă los. Mersi. Gata, am ajuns acasă. E belea cu locurile de parcare pe aici. Dacă n-am licitat când a trebuit, greu. Greu acum. Dar am găsit un loc liber și mi-am făcut treaba. Facem și o mămăligă pentru planeta Rădeanu cu furculița, frații mei. Vă pupă Ciru.